Un lucru, bună seara în primul rând, un lucru extraordinar, sunt fericit, am făcut fericiți zeci de mii de oameni, le-am spus jucătorilor înainte de meci că acesta este un privilegiu în viață de a face oamenii fericiți pe care nu-l are oricine. Felicit jucătorii din tot sufletul și le mulțumesc celor ce au cântat neîncetat 95 de minute și au arătat ce forță sunt în România. Vă rog. Pe ce credeți? Că am jucat la nimereală sau cum? Nu. În urma vi s-a părut că au avut vreo ocazie clară? Nu. Normal că am avut o tactică, vă dați seama. Nu jucăm în curtea școlii cine poate să... două goluri la 5 minute. Am respect absolut toți adversarii din competiție. Dar categoric am tratat meciul așa cum am considerat noi de cuvință să-l câștigăm. Locul 2 fără gol primit după 5 etape în Liga 1. Ați fi crezut vreodată dacă vă spunea cineva? Nu, n-aș fi crezut, dar visele devin realitate. Și sunt fericit. Nu, n-aș fi crezut, cum de altfel n-a crezut nimeni. Cum de altfel n-a crezut nimeni că intrăm în play-off, Liga 2, cum n-a crezut nimeni că promovăm, cum n-a crezut nimeni că eu rămân antrenor la Rapid. Vă pot demis perfect, adică sunteți exact sfârșitul Rapidului? Dacă sunt de la... viața de antrenor nu știu unde te duce. Te poate duce oriunde, ca și de fotbalist. Dar credeți-mă, absolut orice antrenor sau jucător, vă garantez că toți au o echipă favorită. Faptul că este un sport și noi din asta trăim, este că ajungem la o echipă sau alta, este o normalitate. Dar eu sunt de la 7 ani la Rapid, am tot junioratul la Rapid, am crescut cu acest club, știu ce înseamnă și chiar sunt un norocos și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această șansă și patronului, chiar el a crezut în mine întotdeauna. Cum ați motivat pe jucători înainte de meciul ăsta? V-am spus înainte de meci, eu îi motivez și în fiecare antrenament, la fiecare meci, dar azi motivarea a venit din tribune. Văzând ce în tribune, nu cred că mai aveam eu... Vă dați seama că le-am spus. Le-am spus. Și cred că s-a văzut în dărzenia după teren motivarea. Nu am văzut până acolo, chiar nu pot să comentez, între agresivitate și lucruri care nu sunt specifice fotbalului, este o diferență. Eu, indiferent unde voi antrena, nu voi fi antrenorul care voi da curs lovirilor fără minge, scuipăturilor adversarilor sau trebuie să ne respectăm adversarul întotdeauna, indiferent cât de agresiv sau am juca, dar nu și-au loc imaginile sau gesturile ne la locul lor pe terenul de fotbal. V-ați așteptat să fie atât de simplu să gestionați rezultatul în a doua repriză? Pe ce se vrea la nicio ocazie? Noi ne-am făcut jocul nostru și cred, am știut ce vor, am vorbit toată săptămâna, ne-am uitat la ei și cred că de data aceasta am reușit să-i anihilăm. A fost mai slab decât v-ați așteptat? Nu, ei sunt o echipă foarte, foarte bună, cu jucători de mare calitate și de mare finețe fotbalistică. A fost ceea ce ne-am dorit, dar ușor sub nicio formă. Știți că se vorbește mult despre licențe. V-ați dat licența în acest an de campionat? Eu sunt la școală acum. Sunt la școală, dar nu știu de ce nu s-a făcut licența asta, că a fost o pauză cu pandemia și se putea face. Nu știu, se vorbește pentru ce? Antrenează licența? Asta vă întreb, pentru că sunteți pe locul 2, fără gol primit. Am în stafful nostru, avem absolut pe toată lumea, nu sunt eu singur, nu eu singur sunt la acest club. Asta vreau să vă întreb, trebuie această licență până la dacă dovediți la un anumit moment că puteți lega, nu sunteți singur, ci e până la nu știu, nu vreau să facem atacaz. V-am spus, la noi la echipă avem pe Adrian Matei, licență pro, avem absolut tot ceea ce este necesar, plus toți cei ce sunt lângă mine, Jose Schneider, pe care e preparatorul fizic, care este categoric lângă mine și îi mulțumesc pentru felul cum se comportă, Mihai Nădăban cu purtare și Gabi Stoica. Dar avem efectiv un staff tânăr în care ne completăm unul pe altul. Ce vă mai trebuie să ajungeți în play-off?
Da, am spus-o și mai devreme. Acesta este obiectivul clubului, evitarea de la retrogradare, dar cu siguranță, dacă vom reuși să ne clasăm mai sus, vom fi foarte, foarte fericiți. M-am văzut foarte fericit pe teren, alături de jucători în fața galeriei. Și alături de familia mea, de soție și de copil. Este una dintre cele mai frumoase țări din viața noastră și pentru că ați putut să vă bucurați. Nu, este una din cele mai frumoase, este cea mai frumoasă. În plan sportiv. Categoric, cred că oricare dintre noi cel mai frumos moment e atunci când ni se nasc copiii. Cum ați împotărit acum vestea cu voi? Ne-am bucurat, am cântat, ne-am bucurat, ne bucurăm toată seara, de mâine ne gândim la meciul de la Botoșani, ne va aștepta o deplasare lungă și un meci foarte greu. Continuă seria fără goluri primite? Nu știu, chiar nu știu, spunea Panduru, mă provoca, i-am răspuns acum. Că am făcut, el nu știu, mai știu câte puncte a făcut și îi mulțumesc oricum și lui pentru tot. Câteva cuvinte, dacă ați putea să ne spuneți. Ați dus Rapidul din play-out-ul Ligii Secunde pe locul 2 Mirante. Ce să vă spun? Cum a fost traseul ăsta? Viață de film. Credeți-mă. Efectiv, viață de film, o poveste de viață. Numai nu știu unde vom ajunge. Dar eu nu sunt un fan de tricouri sau de... Nu sunt fan. Dar am acasă, singura poză care o am de fotbal este cu cei ce am promovat din Liga 2, Liga 1, un tablou și un tricou după promovare semnat de absolut toți jucătorii. Acelea pentru mine vor rămâne momente unice. Poate face și un film, adică poet și încă... Nu, am spus, nu sunt poet, nu v-am mai spus de mult o poezie. Poeziile nu erau făcute de mine, erau cu substrat. Dacă vă aduceți aminte, în Liga a doua, al doilea meu meci, după meciul de la Ploiești pe care l-am pierdut cu 2-0, am spus că vom găsi drumul spre victorie. Și l-am găsit, prin promovare și prin ceea ce realizăm acum. Vrem să rămânem luciți, cu picioarele pe pământ, nu trebuie să ne ia valul sub nicio formă, că în fotbal foarte ușor poți să treci de la extaz la agonie sau invers, dar trebuie să ne bucurăm clar în această seară, va fi o bucurie a tuturor, dar de mâine trebuie să privim cu încredere etapa următoare. Dar citiți poezii și le rețineți? De asta vă spun, poate să sunteți de fapt scenariștul? Nu, sunt... Eu sunt, cum să vă spun, v-am mai spus odată, trăiesc clipa, mă bucur în tot sufletul de aceste momente, iar ceea ce am citit, am citit în copilărie și efectiv să citești înveți foarte, foarte multe. Ok? Mulțumesc frumos și o seară plăcută! Seară frumoasă.